Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Răzvan și în videoclipul de azi o să vă arăt cum a înflorit măslinul de toamnă. Uitați ce flori albe are. Avem foarte mulți vizitatori, albine, viespi, de toate. Acest măslin a fost plantat vara trecută, în 2021, și eu nu mă așteptam că o să se prindă, dar uitați cum arată. Deci este foarte bine dezvoltat, are foarte multe flori, este încărcat cu flori. Acum mai multe detalii. El se numește Eleagnus umbellata. Și măslin de toamnă nu este chiar măslin, cred că s-au luat după frunze, pentru că seamănă cu ale măslinului, cred că de asta. Uitați, seamănă foarte bine. Și se acomodează foarte bine la noi în țară. În America, în Asia, se găsește frecvent acest arbust. Este un arbust decorativ, dar care îmi dă și fructe. Uitați florile. Deci pur și simplu este alb. Alb tot, e încărcat cu flori. Da. Uitați. Ia să vedem și aici. Deci măslin de toamnă. Eleagnus umbellata. Florile sunt albe cu galben în mijloc, polenul. Și îmi este frică să mă apropii ziua de acest copac, pentru că sunt foarte multe albine și poate nu plec în regulă. Deci, oricum, este foarte decorativ, foarte frumos. L-am pus aici lângă seră. Adică sera am pus-o lângă copac. Da. Și cam asta e. Abia aștept să gust fructele, că se pot face gem, compot, etc. Se poate planta oricând, mai puțin iarna. Primăvara, vară și toamna. Și da. Uitați. Lemnul lui cum este. Și se face lung, până la 3-5 metri, cam așa, 3-4 metri. Și da. Cam asta a fost cu videoclipul de azi. Eu am fost Răzvan. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Și pa, pa.